Câteodată vedem în filme unele locuri care ne dau fior prin simpla lor imagine, cețoase, fără niciun sunet, cu excepția șuierului vântului și pline de necunoscut. Însă într-o lume în continuă dezvoltare și modernizare, ar părea că locurile misterioase din lume ar trebui să ajungă cât de curând doar la rangul de legendă. Realitatea însă ne contrazice opinia prin etalarea unor locuri care ar stârni fior de teamă oricui ar dori să le exploreze. La est de Phoenix, Arizona, Statele Unite ale Americii, se găsește un lanț muntos numit Munții Superstiție, despre care circulă o mulțime de legende care mai de care mai surprinzătoare. Se pare că undeva prin anii 1800, un bărbat pe nume Jacob Waltz a descoperit aici o uriașă mină de aur. Bărbatul nu a dezvăluit locul decât pe patul de moarte atunci când i-a spus unei singure persoane drumul către comorile acestor munți. În ciuda numeroaselor expediții, mina de aur nu a fost găsită niciodată. Unii spun că spiritele oamenilor care și-au pierdut viața în căutarea aurului încă bântuie munții și ascund comorile de cei vii. O altă legendă locală susține că piscurile sunt păzite de creaturi numite Tuar Rangers, omuleți care trăiesc în peșteri și tuneluri. În plus, unii oameni cred că o intrare către iad se află chiar în acești munți. Marea Diavolului sau Triunghiul Dragonului, cum mi se mai spune, este o regiune din Oceanul Pacific responsabilă cu numeroase dispariții sau evenimente ce implicau lumini și obiecte inexplicabile. De altfel, autoritățile japoneze consideră zona una foarte periculoasă. În jurul acestui triunghi circulă mai multe legende. Se pare că însuși Kublai Khan ar fi pierdut 40.000 de oameni atunci când a încercat să invadeze Japonia trecând prin această zonă. În plus, în anul 1952, guvernul nipon a trimis 3 nave de cercetare în această zonă care au dispărut fără urmă, nemai fiind găsite vreodată. În ceea ce privește cauzele acestor fenomene stranii, extratereștri, porțile către universuri paralele sau activitatea vulcanică intensă sunt câteva dintre cele mai vehiculate ipoteze. În trecut, această proprietate de aproape 200 de hectare din nord-vestul statului Utah era cunoscută sub numele de ferma familiei Sherman sau ferma Skinwalker. Nenumărate evenimente strane au fost raportate aici încă din anii 50, însă odată cu preluarea fermei de Terry și Gwynne Sherman în anul 1994, incidentele misterioase s-au înmulțit. În prima zi, aceștia au raportat apariția unui lup imens care părea a fi imun la gloanțe. În mod ciudat, urmele lăsate de lup în pădure se opreau brusc ca și cum animalul dispăruse. Familia Sherman a raportat de-a lungul timpului și apariția OZN-urilor, a sferelor plutitoare și a unor mutilări ale animalelor. Aceștia au vândut până la urma ferma lui Robert Bigelow, care dorea să studieze îndeaproape misterele fermei. Însă după o perioadă scurtă de timp, fenomenele stranii s-au domolit, iar acum acel loc este unul liniștit. În mijlocul lacului Michigan se află un triunghi responsabil cu numeroase dispariții. De exemplu, în anul 1937, capitanul navei McFarland a mers în cabină să se odihnească, iar peste 3 ore era de negăsit chiar după ce nava trecuse prin regiunea Triunghiului Michigan. În anul 1950, zborul 2501 venea de la New York spre Minneapolis și a trebuit să survoleze lacul Michigan din cauza condițiilor meteo. La un moment dat, pilotul a cerut permisiunea să zboare mai jos fără să specifice vreun motiv. Cererea i-a fost respinsă, iar avionul a dispărut de pe radar. În ciuda căutărilor, nici aeronava, nici rămășițele umane nu au fost găsite niciodată.
Ei bine, se pare că triunghiul Bermudelor există și în spațiu, dacă ne raportăm la evenimentele ce au loc într-o zonă din Atlanticul de Sud, acolo unde banda de radiații numită Centura Van Allen se află cel mai aproape de suprafața Pământului. În largul coastei Braziliei, această anomalie pare a fi responsabilă de numeroase probleme ale sateliților, ale navelor spațiale, ale activității telescopului și stației spațiale internaționale. Astronauții au raportat nu doar defecțiuni tehnice, ci și apariția unor stele căzătoare în această zonă. Cauza pare a fi nivelul mare de radiații care se acumulează în acest punct, dar oamenii de știință nu sunt încă siguri cum și de ce apar aceste efecte. Nordul Comitatului Summit din statul american Ohio a fost numit de localnici orașul iadului și este asociat cu sataniști și vânători de fantome. La sfârșitul anilor 60, Serviciul Național al Parcurilor a cumpărat terenul de la proprietari cu scopul de a crea aici o zonă de recreere pentru localnici, iar cei care nu au dorit să vândă au fost forțați să o facă. Unul dintre cei expropiați a aruncat un blestem și a scris pe pereții casei pe care era obligat să o părăsească: acum știm ce au simțit indienii. Locuitorii au fost rămutați, dar zona de recreere nu a fost niciodată construită. Mulți cred că guvernul Statelor Unite ale Americii s-a ascuns în spatele acestei idei pentru a transforma locul într-un depozit de deșeuri chimice. Cert este că în prezent pădurile din zonă sunt favoritele adepților cultelor sataniste, iar mulți cred că zona este bântuită de sufletele celor care au refuzat să își părăsească locuințele. Riddle House a fost înconjurată de moarte și disperare încă de la construcția sa la începutul anilor 1900. A fost o casă funerară, iar unul dintre angajați s-a spânzurat la mansardă în anii 20 din cauza problemelor financiare. Dintr-un motiv necunoscut, sinucigașul ura bărbați, iar fantoma lui îi ataca pe cei care urcau un pod. Cu timpul, bărbaților li s-a interzis accesul în mansardă. Se spune că și alte locuri din casă ar fi bântuite, deoarece obiectele de mobilier se mișcă de la sine. Multă vreme casa a rămas abandonată, dar în anii 90 a început un proces de restaurare a ei, însă reparațiile au durat foarte mult deoarece muncitorii erau foarte speriați. Instrumentele lor de lucru erau aruncate din pod sau de la ferestre de o forță nevăzută. Mulți localnici evită și în ziua de azi să se apropie de această casă. Mausoleul negru al lui Sir George Mackenzie este fără dar și poate unul dintre cele mai bântuite locuri din lume. De altfel, cripta este locul cu cea mai bine documentată activitate paranormală din întreaga lume. Denumit și Mackenzie cel sângeros, Sir George Mackenzie este responsabil pentru moartea peste 18.000 de oameni între anii 1679 și 1686. Timp de mai bine de 300 de ani, Mausoleul Negru a fost punctul central al unora dintre cele mai terifiante activități paranormale înregistrate până în prezent, activitate ce a devenit și mai intensă după ce cripta a fost vandalizată de un om fără adăpost în anul 1998. Peste 500 de atacuri au fost raportate până atunci, marea majoritate a victimelor prezentând urme evidente de zgârieturi, mușcături, vânătăi sau lovituri. Peste 170 de persoane au leșinat în interiorul Mausoleului Negru. În anul 2000, decesul brusc al lui Colin Grant, exorcist și preot la o biserică locală, a fost atribuit blestemului lui Sir George Mackenzie. Sunt nenumărate povești cu fantome în întreaga lume. La baza unora stau întâmplări reale. Una dintre cele mai tragice și copleșitoare serii de întâlniri cu fantome s-a petrecut în regiunea japoneză Tohoku. Academicienii și scepticii au încercat să explice fenomenele ca o simplă manifestare a durerii, dar istorisirile unora par cât se poate de reale.
În martie 2011, un cutremur cu magnitudinea 9 a lovit orașul de coastă, declanșând un tsunami devastator. Aproape 16.000 de oameni și-au pierdut viața și alte 2.500 de persoane au dispărut. În lunile și anii care au urmat, apariții ciudate ce păreau a fi a unor spirite rătăcitoare au devenit tot mai frecvente. Șoferii de taxi conduceau pasagerii care pur și simplu dispăreau înainte de a ajunge la destinație, lăsându-l pe șofer să plătească tariful. Se spune că unii au fost posedați de suflete pierdute. Majoritatea poveștilor se învârt în jurul acestor spirite care cer indicații încotro să o ia sau care doresc să ajungă acasă. O femeie spunea că s-a întâlnit cu un grup de oameni care erau palizi la față și uzi luarcă, care își căutau casele cu disperare. Ulterior, femeia și-a dat seama că acele persoane erau de fapt fantomele celor care au murit în tsunami și care încă nu au părăsit această lume. Castelul Lip este un loc care atrage turiști fascinați de paranormal. Potrivit legendei, un blestem a căzut asupra castelului în anii 1500, atunci când un preot a fost înjunghiat de fratele său în timpul unei slujbe. De-a lungul secolelor, a fost semnalată prezența fantomelor între zidurile castelului și în camera în care a locuit preotul. Cele mai înfricoșătoare apariții par desprinse din filmele horror. Una ar avea o față descompusă, iar cealaltă, doamna în roșu, bântuie pe coridoarele castelului cu un pumnal pregătit să îl folosească. Unii oameni care au fost aici spuneau că în interiorul castelului simțeau că se sufocă, iar atunci când au ieșit afară, le-au apărut inexplicabil pe corp zgârieturi și tăieturi. Legenda care înconjoară acest cimitir afirmă că o vrăjitoare a fost pânzurată aici în anii 1800 și a blestemat orașul înainte să fie executată, spunând că orașul o să ardă de 3 ori. Nu există nicio însemnare oficială despre această vrăjitoare, dar există însemnări despre un om care a fost pânzurat în aceeași perioadă pentru crimă. Potrivit unei povestiri, mama sa era țigancă și ea ar fi fost cea care a blestemat orașul. Blestemul nu s-a adeverit întocmai, deoarece orașul a ars numai de 2 ori. Totuși, atât de mulți oameni au susținut că văd fantoma bătrânei de-a lungul anilor, iar povestea continuă să existe, mai ales atunci când numeroși oameni spun că au fost urmăriți și atacați fizic. Unii dintre acești oameni chiar au apărut cu zgârieturi pe spate. Poveștile au devenit atât de răspândite, încât cimitirul a fost închis în cele din urmă și a fost adăugat un semn de interdicție. Cu toate acestea, se pare că fantomele nu pot citi semnele. Casa Winchester și-a câștigat renumele de unul dintre cele mai bântuite locuri din lume și datorită arhitecturii sale bizare. După moartea tragică a soțului, copilului și a unchiului ei, Sarah Winchester, nora faimosului inventator și producător de arme Oliver Fisher Winchester, a participat la mai multe ședințe de spiritism cu un clar văzător care a atribuit tragica moarte a familiei pe seama răzbunării spiritelor celor uciși cu arme de foc marca Winchester. Clarvăzătorul a sugerat că furia spiritelor poate fi potolită doar atunci când la casa Winchester se efectuează lucrări de construcție. La ordinul văduvei Winchester, muncitorii au lucrat timp de 38 de ani fără oprire, zi și noapte, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi. În prezent, casa Winchester are numai puțin de 160 de camere. Majoritatea construite fără nicio logică sau un plan bine pus la punct. În interior se găsesc scări care duc către nicăieri, uși blocate de ziduri, parapeți abrupti sau ferestre care nu se pot deschide. Inaugurat inițial ca și casă de nebuni în anul 1877, proprietatea de 1000 de acri a deținut odată mai mult de 7000 de pacienți și a fost cunoscută ca fiind unul dintre cele mai bântuite locuri din stat pentru o perioadă îndelungată.
Presupusele torturi, maltratări și abuzuri cauzate foștilor pacienți au fost răzbunate prin nenumărate apariții fantomatice, inclusiv cele ale unei tinere într-o rochie roz, o lumină verde a cărei sursă nu a putut fi identificată și tot felul de întâmplări ciudate care le-au făcut în mod repetat vizitatorilor pielea de găină. Spitalul chiar a inspirat un film de groază din anul 2012, Greystone Park. După aproape 140 de ani, acesta a fost demolat și o clădire nouă a fost construită pe proprietate. Cu toate acestea, după cum orice vânător de fantome știe bine, și unii au confirmat asta deja, acest lucru nu îi va scăpa pe locatari de niciuna dintre entitățile din această locație, chiar dacă clădirea a fost demolată. Hanul Grove Park a avut o fantomă vreme de mai bine de jumătate de secol și este numită Pink Lady, din cauza rochiei de culoare roz pe care ea o poartă. Se crede că această tânără a fost oaspete în camera 545 din anii 1920 și că ea a sărit sau a fost împinsă pe fereastră căzând în gol 5 etaje. Poveștile spun că ea încă este văzută pe proprietate, în special de către copiii mici. Unii spun că văd doar o ceață roz, iar alții o apariție completă a unei frumoase tinere cu părul lung într-o rochie roz.